Deci nici Google Maps nu găsea locația aia. Cum am pățit și noi, când eram cu Lidii, cu bărbatul, care era expert în toate, și cu Michael Tache. Și eram în Olanda și noaptea pe la vreo două, Mănel era mare francofon. Așa. Domnul lăsat că vorbesc eu franceză, că eu am făcut de mic franceză. Bine, mă, dă-te, domnule, iartă-mă, vorbește franceză. Și a nimerit un flamand din ăla, înțelegi? S-a dat jos și a spus, s-i vă plei, stai, ca să mă fac de cat complet. Noi am plecat de la Amsterdam, noaptea. Da. Eu conduceam, ăla dormea lângă mine, dar nu știam că vorbește în somn. Și eu îl întrebam, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, aveam 70 și nămoarele da, astea, înțelegi? Da. Am mers două ore și îl întreb, bă, îl scol. Bă, ăștia au două Amsterdam, nu, de ce? Am ajuns un Amsterdam. Ăla spunea iurea în somn. Și s-a dat jos. Așa. Și vă plec, uși, truvle, așa, așa, și a dat un flamand, a ajutat. Și s-a stăteat, el făcea, ia, 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 și zic, bă, ce cât de liniște asta, să urcăm așa unde mergem, n-am înțeles nimic. Păi de ce pizdă, mă, de 20 de minute, mă, ia, ia, puteai să urci o mașină să pleci. Dar și asta și Ciprian, când vorbește cu alea pe acolo în... Zic că vomită. Da, mă, zic, ce dracule zici, mă, om, dar să vezi cum urlă la alea pe acolo. Notea de ies. Pe la mare ți-am spus că eram acolo cu domnul George Vapari. Stăteam împreună, că aveam restaurantul ăla. Și l-a spus, vezi, eu și vorbea cu nevasta, mă, în asta, în suedeză. Și crezi că e rău. Da, și m-am deschis și ce mă, ți-e rău? Că vomiți, că acum, bă, s-a vomită când? Jumătate de oră, ce moare.